Salutare, dragi prieteni, bună dimineața, vă spun. Astăzi vreau să jucăm un joc nou, nou lansat, chiar e lansat, e demo, abia e lansat. Se găsește pe Steam, dar eu l-am luat de pe un site, o să, dacă mai găsesc site-ul, o să-l pun în descriere. Acesta este. Cel puțin din ce am văzut din tutorial, când m-am uitat și eu, abia e lansat. Așa, ca să n-am, să nu vorbesc singur. Pentru voi o să o iau de la zero, chiar dacă am deja, chiar dacă am făcut deja prima misiune. Chiar dacă am făcut deja prima misiune, pentru voi am să iau de la zero. Fiind demo, nici nu prea e mulți oameni. Ăsta mai seamănă om, dar nu prea nici ăsta. Good morning, truckers of Alaska. Josh from Truck Stop Radio here. It's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. So it's your last day, huh? Here are your keys. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. I heard the previous owner left a welcome package at your new place. Maybe it's something useful, although myself, I'd rather get a cake. Watch out for possible weather changes, but don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Cred că ați înțeles. Suntem pe drumurile din Alaska și va trebui să conducem pe ploaie, zăpadă, vreme rea. În zăpadă, de fapt pe zăpadă n-am condus niciodată cu tirul. Dar mie îmi place că poți comunica cu lucrurile din mașină, adică nu doar conduci. Am oprit încărcarea aia pentru că avea rost. Am tăiat un pic filmulețul, adică l-am pus pe pauză. Bun, acum doarme, el se va trezi. Că nu va da un crash jocul, că mi s-a mai întâmplat. Restul
rezoluție pe auto, deci și el tare nevoie. Perfect. Aici cu albastru, verde, portocaliu și roșu în coadă, e nivelul lui de energie. Asta este caracterul, vedem doar picioarele. Așa, asta este managerul. Țineți apăsat lung pentru a accepta lucrarea. Așa, asta este camionul. Astea sunt furtunile aici, aerul. Da? Sochet. Și aici cu verdele, tensiunea de 12 volți, curent de 24 de volți, curent continuu. Și un ghid cu iPhone-ul. Da. Se pare că mai sunt colegi. Asta e interiorul. Avem un parasolar. Păcat că doar unul. Avem o stație CB, Citizen Band. Avem chiar și lumini, dar nu știu cum să le aprind pe alea sau să aprind doar noaptea. Jos din camion putem interacționa cu butoanele, adică ștergător. Radio, am și spune dacă în stream să nu-l pornesc, dar nu știu ce să pornesc, nu s-aude absolut nimic chiar dacă e pe on. Cred că am oprit eu muzica și de aia. Așa, avem butoanele ăsta, lămpile din bord. Aeroterma, sirocoul ăla. Diferențial. Avem și pat. Care putem dormi, să facem pauze. Get to sleep. Da, nu avem nevoie de sleep în momentul ăsta. Avem aici un sir, un ceva sau ceva de provizii, nu știu ce înțelege ăla. Cuptor cu microunde, cred că, sau TV, habar n-am, nu știu ce ăla. Da, cuptor cu microunde. Așa. Hai să-i dăm
bici. A, apăsa button. Meargă jocul, deci cât o să merg cu camionul, nu o să mai vorbesc ca să pot și o să mă auziți doar la, o să mă reauziți doar la când voi termina cursa, pentru numai și din setări și a regla volumii chestii. Thank you.
și o benzinărie. Da, imediat o să ne dăm jos. Salut. Poți chiar umbla pe aparat, pe ăsta, să testezi câtă benzină sau motorină vrei să bagi. Așa ne mai duc telefonul și mai bine.